Sigur, așa. Sigur, așa. Așteptam un meci foarte greu cu echipă bună, o echipă care avea obiectiv victoria, nu? Pentru a prinde primele șase, da? Era doar la mâna ei, dacă câștigau astăzi. Dar, și cum am spus și în declarațiile înainte de meci, toată lumea ne vedea o victimă sigură și am spus că nu vom fi o victimă sigură, pentru că chiar dacă pierdusem meciul cu Metalo Globus, veneam după un joc foarte bun la Iași, momente foarte bune la meciul cu Metalo Globus și aveam încredere mare în băieți. Au muncit foarte mult, jos pălăria pentru ei. A fost un meci de luptă, așa cum v-am zis. Consider că rezultatul este echitabil, da? Au avut și gazdele, știu, două, trei situații mari și noi am avut o situație foarte mare. Milcio, da, Anghelov singur cu portarul, plus câteva oportunități, prima repriză, dar una peste alta eu consider că este un rezultat echitabil, în urma unui efort deosebit depus de jucători și încă o dată îi felicit pe această cale. Suferim destul de mult, pentru că și astăzi noi am avut în primul 11 6 jucători noi care au venit astăzi, au încheiat a patra săptămână de sunt cu noi. Am mai spus, avem probleme foarte mari cu terenurile de pregătire, pentru că la Brașov este foarte, foarte frig și zăpadă, totul este înghețat și nu avem unde ne pregătim. Și cu atât mai mult este meritul băieților că au reușit să treacă peste acest impediment al lipsei de omogenitate. Dar ușor, ușor, eu sunt spus să o repet, Brașovul nu, sub nicio formă, nu va retura, dar chiar dacă va fi să mergem, sigur, la baraj, am spus încă din toamnă, există și varianta barajului pentru noi. Chiar dacă vom merge la baraj, am încredere foarte mare în echipă și sunt convins că până la, dacă va fi să mergem la baraj, până la ora jocurilor de baraj, echipa va fi din ce în ce mai puternică. Mulțumesc! Voi astăzi e bun acest punct? Orice punct este binevenit. Mai am venit să câștigăm meciul ăsta, nu s-a putut, am scos egalul. E un punct muncit. Echipă bună. A început greu meciul, la început, după aia am revenit, am luat golul, după aia am avut forță să revenim, să egalăm. Și echipă bună. Bucuros pentru această reușită? Da, da, foarte bucuros. E prima mea reușită. Sper să țin tot așa. Voi cum vedeți drumul vostru? Pentru că în momentul ăsta nu aveți o situație tot mai bună în clasament. Cum vedeți lupta aceasta până la final? Mai o să tragem până la capăt, să ne salvăm. Asta e obiectivul nostru, luăm meci cu meci și putem să câștigăm de acum încolo. Asta e obiectivul nostru. Mulțumesc!